bine știți, în ultima perioadă, de multe ori duminică seara, am petrecut timp în psalmi. Psalmii sunt minunați din multe puncte de vedere. Sunt minunați pentru că sunt extrem de compacți și sunt călăuze deosebite, călăuze excelente pentru rugăciune. Dar în același timp, psalmii sunt minunați pentru că sunt plini de conținut doctrinar și de conținut profetic într-un ambalaj așa de compact. Conținut doctrinar, dar mai ales conținut profetic, care de multe ori noi cu ochii noștri, ca și cititori moderni și occidentali, le ratăm. Pentru că nu înțelegem felul de a vorbi, felul de a comunica care este prezent în acest psalm. Și de multe ori acele învățături și acele mesaje profetice care se află în cartea psalmilor rămân străine pentru noi. Și lucrul acesta, din păcate, nu este adevărat doar despre noi. Lucrul acesta a fost adevărat și despre, și este, din păcate, adevărat și despre poporul Israel, care, deși a avut și avea revelația lui Dumnezeu, deși avea inclusiv cartea psalmilor, care era și este foarte îndrăgită de poporul Israel, este cartea lor de cântări. Da? Este cum ar fi harfa noastră la baptiști sau la pentecostal. Doar că aceasta este o harfă inspirată, scrisă de Dumnezeu. Este păcat că nu avem mai mulți psalmi puși pe muzică în limba română. Ar fi un efort benefic care ar sluji biserica foarte mult dacă cei care au talentul acesta muzical ar petrece mai mult timp punând psalmii pe note decât să scrie tot felul de chestii imaginate de ei. Dar și poporul Israel, care a avut de la început și față de care Dumnezeu s-a revelat în mod progresiv, de cele mai multe ori a ratat înțelesul și mesajul care era prezent în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte evident din ceea ce vedem că se întâmplă în viața Domnului Iisus Hristos și nu numai în viața Lui, și după moartea și învierea Lui. Vedem că poporul Israel nu înțelegea ce s-a petrecut, nu înțelegea că s-a împlinit ceea ce Scripturile au fost profețite, au fost prezise. De exemplu, după învierea Domnului Iisus, Domnul Iisus are o discuție foarte bine cunoscută cu doi ucenici în drumul spre Emaus. În Luca, capitolul 24, avem redat acest eveniment și în această seară vreau să ne uităm în cartea psalmilor, dar să pornim de aici să vedem că și în acea vreme, și ucenicii care erau apropiați de Domnul Iisus nu înțelegeau ceea ce s-a fost întâmplată și nu înțelegeau ceea ce Scriptura a fost profețită despre Domnul Iisus Hristos. Scriptura ne spune că în aceeași zi, iată că doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emaus, care era la o distanță de 60 de stadii de Ierusalim. Aceștia vorbeau unul cu altul despre lucrurile care se întâmplaseră. În timp ce vorbeau și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea alături de ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. El i-a întrebat, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ce metodă minunată avea Domnul Iisus Hristos de a se băga în vorbă, de a evangheliza. Mergea pe drum, auzi niște oameni vorbind și pur și simplu s-a alăturat de ei în călătorie și a zis, despre ce vorbiți? Se pare așa de straniu. Noi, nou în ziua de astăzi, dacă ne-am plimba în oraș, am vedea niște oameni care discută despre ceva, să ne alăturăm de ei și să spunem, despre ce vorbiți? Ce discutați? Haideți că vreau și eu ca să dialoghez cu voi. Vreau să văd ce întrebări vă puneți. Vreau să văd ce vă frământă. Se pare un model foarte bun de urmat și pentru noi astăzi. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit uitându-se triști. Ei se uitau triști la Domnul Iisus. Iar unul dintre ei, pe nume Cleopa, i-a răspuns, tu ești singurul străin în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce anume? I-a întrebat el. Altă metodă
de a dialoga foarte bună. Da? Chiar dacă ai răspunsurile, de multe ori este mai benefic ca să pui întrebări și să vezi ce e în capul celuilalt. Da? Nu știa Domnul Iisus ce s-a întâmplat? Nu era El Hristosul cel înviat? Nu era El cel mai în măsură să le spună exact ce s-a întâmplat? Nu putea El să spună ce vorbiți? Cum să nu știu eu? Dar Domnul Iisus vrea ca să scoată în evidență faptul că ei nu știau ce s-a întâmplat în Ierusalim în acele zile. Da? Ce anume i-a întrebat El? Cele privitoare la Iisus din Nazaret i-au răspuns ei, care era un profet puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Asta știau ei că s-au întâmplat. Ei nu știau vestea cea mai importantă. Noi însă speram că El este Cel ce avea să răscumpere pe Israel. Ce trist! Ce trist că oamenii aceștia aveau revelația lui Dumnezeu. Ce trist că oamenii aceștia umblau cu Domnul Iisus Hristos și nu știau ce s-a fost petrecută. Da, și pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Mai mult, deci ei aveau niște așteptări să întâmple ceva în a treia zi, da? Mai mult, niște femei de ale noastre ne-au uimit cu totul. Ele au fost dis de dimineață la mormânt și nu i-au mai găsit trupuri. Când au venit, ne-au spus că au văzut o vedenie cu îngeri care le-au spus că El trăiește. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit exact așa cum a spus femeile, dar pe El nu l-au văzut. El le-a zis, o cât de nesăbuiți și de înceți la inimă sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Ei aveau niște categorii de gândire, ei aveau niște așteptări, dar nu credeau și nu cunoșteau cu adevărat tot ceea ce au spus profeții. Nu trebuia oare Hristosul să sufere aceste lucruri și să intre în slava Lui? Și începând de la Moise, da? Adică de la Geneza, prima carte scrisă de Moise, și de la toți profeții, le-a explicat ce era scris cu privire la El în toate Scripturile. Da? Domnul Iisus Hristos este cheia de interpretare, cheia de înțelegere a întregii revelații. Tot ceea ce s-a revelat de Dumnezeu pentru noi, pentru poporul Lui, pentru lumea aceasta, s-a revelat pentru ne arăta spre Domnul nostru Iisus Hristos. Toată Scriptura, de la început până la sfârșit, ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Despre lucrarea Lui, despre efectele acestei lucrări și despre împărăția Lui care urmează să vină și care noi o așteptăm în cele din urmă. În această seară, vrem ca și noi să ne uităm puțin în cartea Psalmi și să vedem, uitându-ne la anumit material care l-am mai parcurs, și să îl vedem pe Iisus acolo. Să nu avem și noi ochii închiși, să vedem că fiecare psalm, într-un oarecare fel, ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult decât atât, să vedem că în cartea Psalm este prevestit, profețit, viața Domnului Iisus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos. Vrem ca să-L privim pe Domnul Iisus în trei ipostaze diferite în această seară din cartea Psalm. În primul rând, pe Iisus întrupat. Pe Dumnezeu întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, pe Iisus răstignit. Pe Iisus care depune această jertfă de răscumpărare. Și în ultimul rând, pe Domnul Iisus cel înviat, cel glorios, cel care a triumfat peste moarte și care a plătit plata păcatului pentru toți cei ce se încred în El. În primul rând, Hristos cel întrupat. Deschideți cu mine la Psalmul 40. Psalmul 40 este un psalm care, în mod profetic, vorbește despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Un psalm care este îndrăgit de poporul Israel, care era cunoscut poporul Israel, dar în care poporul Israel a ratat ca să vadă persoana Domnului Iisus Hristos, pe Dumnezeu întrupat. Ei așteptau pe Mesia, dar nu știau ce așteaptă. Psalmul 40 spune în felul următor, de la versetul 4 la versetul 10. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare,
ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În surul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Despre ce vorbește acest psalm? Cu siguranță că pe de o parte vorbește despre psalmist. Cu siguranță că pe de o parte vorbește despre aspectul natural al psalmului, despre evenimentele care se petreceau cu psalmistul. Dar Scriptura ne arată că acest psalm ne vorbește în mod profetic, cu glas profetic, despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea care urma să fie făcută prin întruparea Lui, despre necesitatea întrupării Lui. Psalmul începe și vorbește despre necesitatea de a fi îndreptățiți și despre faptul că jertfele care erau aduse nu sunt suficiente. Acum, dacă sunteți cu mintea ageră în această seară, cu siguranță că mintea voastră a zburat deja la ceea ce studiem împreună cu fratele Andrei din Cartea Evrei, care are exact aceeași premiză, exact aceeași teză. Că dacă jertfele care au fost un prototip erau suficiente ca să desăvârșească, ca să curățe pe cei care le aduceau, atunci n-ar mai fi nevoie de Domnul Iisus Hristos ca și o jertfă. Dar pentru că acele jertfe nu sunt suficiente, și dovada care aduce autorul către evrei este exact jertfele. Și el aduce în discuție faptul că aceste jertfe de aceea trebuie să fie aduse în fiecare an, pentru că ele nu sunt suficiente. Dacă ele ar fi suficiente, ai aduce jertfă o dată pentru totdeauna și ai fi ispășit. Deschideți cu mine la Evrei capitolul 10. În Evrei capitolul 10, autorul cărții Evrei aduce în discuție exact același argument și exact același psalm și arată ce anume ar fi trebuit ca să înțeleagă poporul Israel din acest psalm profetic. Legea, spune autorul către evrei, legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină. Nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea ea nu poate niciodată, prin aceste jertfe care sunt aduse an după an, să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Altfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse? Dacă cei care se închină ar fi fost curățiți odată pentru totdeauna și n-ar mai fi avut conștiința păcatului? Însă aceste jertfe amintesc anual de păcate, pentru că este imposibil ca sângele boilor și a caprelor să îndepărteze păcatul. Da? Vedeți care este teza. Teza este că omul stă sub condamnare și are nevoie de o jertfă de ispășire. Dar aceste jertfe care erau aduse an după an nu sunt cu putință ca să rezolve problema păcatului. Pentru că dacă ele ar avea potențialul de a rezolva problema păcatului, spune autorul cărții Evrei, n-ar mai fi fost nevoie ca să se aducă an după an după an. Dar ele nu pot să realizeze acest lucru. Versetul 5 ne explică cum s-a realizat această ispășire. De aceea, când vine în lume, cine? El spune, da? Dumnezeu spune, tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. Acum, pentru cei care ascultați cu atenție, veți vedea că autorul cărții Evrei citează psalmul altfel. Ce scria în prima citire a psalmului? Mi-ai străpuns urechea, da? Ce se întâmplă aici? Autorul cărții către evrei citează dintr-o altă traducere, o altă versiune a acelui text. În Vechiul Testament avem versiunea în ebraică și în Noul Testament, în Cartea Evrei, autorul cărții Evrei citează din Septuaginta, care este traducerea în limba greacă a Vechiului Testament. Evident că autorul cărții Evrei consideră această versiune ca și fiind mai corectă în redarea și în traducerea și în interpretarea textului. Altfel spus, sunt două variante. Ori textul care este în Vechiul Testament este o redare parțială sau
incorrectă și cea care este în traducerea grecească este varianta corectă, ori autorul cărții evrei parafrazează și vrea ca să spună că cei care au citit Psalmul 40 trebuiau să înțeleagă că acolo este vorba despre întrupare. Și când se vorbește despre urechea pătrunsă, se vorbește despre prezența corporală a lui Hristos. Ci mi-ai pregătit un trup. Ție nu ți-au plăcut nici arderele de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis, și acum devine mai clar că este vorba despre o venire, o prezență reală. Iată că vin. Acum, cine vorbește în acest moment? Nu mai vorbește psalmistul, da? Autorul cărții către evrei ne arată că aici este vocea profetică a lui Dumnezeu care vorbește prin psalmist. Nu este psalmistul care vine. Nu este psalmistul care avea nevoie ca să aibă un trup pregătit. Ci este Dumnezeu care se întrupează în persoana Domnului Iisus Hristos. Și de ce face acest lucru? Atunci am zis, iată că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta Dumnezeului. Hristos se întrupează ca să împlinească voia Tatălui, ca să împlinească planul de răscumpărare care a existat din eternitate în lăuntrul Trinității. După ce a zis mai sus, tu n-ai dorit, nici nu ți-au plăcut jertfe, daruri de mâncare, arde de tot și jertfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit cu legea, a adăugat. Iată că vin să fac voia ta. A dat astfel la o parte prima ordine pentru ca să instaureze pe a doua. Prin acea voie, da? Prin întruparea Domnului Iisus Hristos și prin împlinirea voii lui Dumnezeu, care se culminează în jertfa Domnului Iisus Hristos, ne spune autorul cărții către evrei, prin acea voie am fost noi sfințiți. Și anume, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și de aceea jertfele pentru credincioșii creștini nu mai continuă în ziua de astăzi. Pentru că noi am înțeles că în Hristos s-a împlinit toată legea. În Hristos s-a împlinit tot ceea ce arătau jertfele. În Hristos s-a împlinit tot ceea ce exemplifica legea. Toate poruncile Vechiului Testament, toate obiceiurile Vechiului Testament, toate sărbătorile Vechiului Testament au fost împlinite în Hristos și nu mai au niciun scop. Ele s-au împlinit odată pentru totdeauna prin ascultarea Domnului Iisus Hristos și prin jertfa trupului Său, prin care noi am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Ați observat ceea ce spune autorul cărții evrei? Că ar fi trebuit să înțeleagă poporul Israel din Psalmul 40. Și anume, venirea Domnului Iisus Hristos în trup. Pentru ca El să săvârșească jertfa odată pentru totdeauna. Ca cei ce se încred în El să fie îndreptățiți în baza acestei jertfe. Oricât de multe ori citim și noi prin Psalm și prin alte locuri în Scriptură și ratăm total persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Cât de repede citim și ca să ne facem datoria și nu vedem frumusețea cuvântului Dumnezeu, care în mod progresiv și de la începutul revelației ne-a arătat din nou și din nou, din grădina Edenului și până la întruparea Logosului. Hristos va veni în trup. Emanuel, Dumnezeu care va fi cu noi, în mijlocul nostru și care va ridica păcatele poporului Său. Celor care se încred cu adevărat în El. În al doilea rând, haideți să privim la Domnul Iisus cel răstignit. Psalmul 22 este un psalm deosebit care vorbește despre răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și pentru cei care sunt familiari cu limbajul Sfintei Scripturi, încă din versetul 1, lucrul acesta devine evident. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu poate să nu răsune în mintea ta, în inima ta, dacă ești credincios, dacă ești urmaș al Domnului Iisus Hristos, aceste cuvinte rostite de Domnul nostru pe cruce în ultimele momente ale vieții Lui. Marcu, capitolul 15, cu 34, ne spune că la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lemi sabachthani, care tradus înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă mergem în continuare
în Psalmul 22. Vom vedea de la versetul 6 la versetul 8, că spune în felul următor. Dar eu sunt un vierme și nu un om. Am ajuns de râsul oamenilor și disprețuit de popor. Cei ce mă văd își bat joc de mine, rânjesc și clatină din cap, spunând, s-a încrezut în Domnul, să-L scape El, să-L izbăvească, căci doar își găsește plăcerea în El. Și putem merge din nou cu gândul în viața Domnului Iisus Hristos, ca să vedem că de fapt aici se vorbește despre Domnul nostru. În Marcu capitolul 15, de exemplu, de versetul 16 la 20, vedem în felul acesta. Soldații l-au dus în curtea palatului, adică în pretoriu, și au chemat toată cohorta, l-au îmbrăcat cu mantaie purpurie, au împletit o coroană de spini și i-au așezat-o pe cap. Și au început să-l salute zicând, salutare, împărate al iudeilor! Ei îl loveau peste cap cu o trestie, îl scuipau și se puneau în genunchi, închinându-se, după ce și-au bătut joc de el astfel. L-au dezbrăcat de mantie purpurie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus afară să-l răstignească. În capitolul 15, de la 25 la 29, vedem din nou batjocora. Și dacă citiți peste tot în Evanghelie, vedeți Domnul Iisus Hristos batjocorit. Batjocorit din nou și din nou de cei care căutau și de cei care urmau ca să îl răstignească. Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Au pus o inscripție cu următoarea acuzație împotriva lui, împăratul iudeilor. Au răstignit cu el și doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga lui. Astfel a fost împlinită scriptura care zice, a fost numărat alături de cei nelegiuiți. O referință la Isaia 53 cu 12. Cei ce treceau pe acolo îl batjocoreau, îl insultau și dădeau din cap și ziceau, tu, cel care dărâm templul și reconstruiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți și dă-te jos de pe cruce. Și putem privi această batjocoră care este peste tot înregistrată pentru noi în Evanghelii. De exemplu, în Matei 27, de la versetul 39 la 40, cei ce treceau pe acolo îl batjocoreau și dădeau din cap și ziceau, tu cel care dărâm templu și îl reconstruiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Aceasta este batjocora lor. Aceeași batjocoră care o avem găsit în Psalmul 22 cu 8. Și anume, s-a încrezut în Domnul să-L scape El, să-L izbăvească, căci doar își găsește plăcerea în El. Lucrul acesta este extrem de explicit. În Matei 27, de la versetul 42 la 43, de exemplu, când ei spun, pe alții i-a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva, dar este împăratul lui Israel. Să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu. Să-l scape acum Dumnezeu dacă vrea. Căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Vedem că din nou și din nou psalmistul vorbește în mod profetic despre ceea ce urma să se întâmple cu Mântuitorul nostru. De exemplu, în Psalmul 22, de la versetul 12 la 18, din nou este înregistrată o porțiune cât se poate de limpede ca și fiind profetică. Mă încercuiesc mulți tauri, niște tauri puternici din Bașan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca leul care sfâșie și râgnește. Sunt turnat ca apa și toate oasele mi se despart. Ca ceara mi se topește inima în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul, iar limba mi se lipește de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Mă încercuiesc niște câini. O ceată de nelegiuiți mă învăluiește. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei se uită, mă privesc. Și și-au împărțit veșmintele mele între ei și au tras la sorți pentru cămașa mea. Nu este așa că îl puteți vedea aproape pe Domnul nostru Iisus Hristos? Îl puteți vedea vândut și judecat de către mai mari Israelului? Puteți auzi poporul care strigă în unison, răstigniți-l? Îl puteți vedea cum este scuipat și batjocorit și disprețuit de toți? Iar apoi cum este străpuns prin mâini și prin picioare de lemn ca un semn de ocară? Iar în ultimele clipe
ale vieții lui. Fiecare detaliu duce spre împlinirea desăvârșită a Scripturii. De exemplu, în Ioan 19, cu 24, ni se spune în felul următor. Atunci și-au zis unii altora, să nu o sfârșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat. Ei de ce făceau asta? Ei făceau asta pentru că nu vroiau ca să o distrugă, ca unul dintre ei să bucure de haina aceea. De aia făceau ei asta, că erau niște oameni diabolici. Dar ei făceau asta neștiind că o fac de fapt ca să se împlinească fiecare iotă despre Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice. Apropo, cum îmbinați aici voința liberă a celor care făceau asta cu ceea ce s-a scris mai dinainte, este treaba voastră. Ei o făceau pentru că erau diabolici. Dumnezeu a poruncit-o ca să se împlinească Scriptura și aceste două nu sunt în tensiune pentru oameni care îl cunosc pe Dumnezeul adevărat, suveran al Scripturii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice și-au împărțit veșmintele mele între ei și-au tras la sorți pentru cămașa mea. Soldații sunt deci cei ce au făcut aceste lucruri. Adică soldații romani care n-au nicio treabă cu Domnul Iisus Hristos. Da? Nu sunt iudei. Acești soldați sunt folosiți de Dumnezeu în planul lui să împlinească această profeție, care noi am considerat-o că este minusculă. Ce contează dacă au tras la sorți sau nu au tras la sorți? Contează pentru că orice cuvânt din gura lui Dumnezeu este da și amin. Și orice profeție dată oamenilor de Dumnezeu este sigură, până la cel mai mic detaliu. Uitați-vă în continuare la versul 28, de exemplu, și versul 29 din capitolul 19 din Ioan. În ultimele momente ale vieții lui, Domnul Iisus Hristos, din nou, împlinește profeția care am văzut-o. După aceea Iisus, care știa acum că totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era pus un vas plin cu vinacru. Au pus într-o ramură de isop un burete plin cu vinacru și le-au adus la gură. Ca să se împlinească Scriptura. Și care a fost scopul și rezultatul acestei jertfe aduse și împlinite exact la porunca lui Dumnezeu? Psalmistul ne spune lucrul acesta în Psalmul 22, de la versetul 27 la 28. Toate marginile pământului își vor aminti și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Lui, căci a Domnului este domnia și El stăpânește peste neamuri. Scopul Domnului nostru Iisus Hristos și scopul lui Dumnezeu în a hotărâ, a orchestra, a fi suveran peste jertfa Domnului nostru Iisus Hristos în cele mai mici detalii, este ca să strângă la oaltă, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, un popor din toate neamurile care se închine în numele Lui. 3. Hristos înviat. Psalmul 16 este numit un psalm al învierii, pentru că ne arată pe Domnul Iisus Hristos acum în a treia și poate pentru noi cea mai importantă ipostază și anume Hristosul cel glorificat. Hristos după ce a pătimit și după ce a fost înviat ca și dovadă că jertfa lui a fost acceptată de Tatăl. Psalmul 16, de la versetul 9 la 10, ne spune în felul următor. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește sufletul. Mai mult, trupul meu va locui în siguranță, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Acum, ce înțelegeau evreii din acest psalm și mai ales din aceste versete? Se gândeau ei la învierea Domnului Iisus Hristos, la învierea celui care urma ca să vină ca și Mesia? Cu siguranță că nu, mai mult ca sigur că nu, pentru că aveau ochii închiși față de acest adevăr al Scripturii. Dacă ne uităm în Midraș, care este o colecție antică de interpretări rabinice, vedem scris despre aceste versete în acest fel. Acest verset dovedește că putrezirea nu avea putere peste trupul lui David. În mormânt, carnea lui David nu se va dizolva precum praful, precum țărână. Ei înțelegeau în mod literal
Că trupul lui David nu avea ca să putrezească atunci când era pus în mormânt. Ceva similar cu ceea ce înțeleg, de exemplu, catolicii și probabil că și ortodoxii, despre ce se întâmplă cu sfinții atunci când mor, oamenii care sunt cu adevărat sfinți, trupurile lor nu văd putrezirea. În ziua de astăzi poți ca să te duci să vizitezi, de exemplu, diverse locuri unde au încă păstrate trupurile sfinților și pretind că aceste trupuri nu au văzut putrezirea. Chiar înainte ca să vin la biserică, am fost curios și am intrat pe internet și am vrut ca să văd câteva poze cu acești sfinți care n-au putrezit. Și știți ce? Cam toți sunt putrezi. Foarte mulți dintre ele sunt doar schelete ce au mai rămas. Și totuși, oamenii aceștia se duc la aceste trupuri putrezite și au pretenția că acești oameni sunt sfinți pentru că trupurile lor n-au putrezit. Evreii, de asemenea, se pare că aveau această convingere că Scriptura promite lui David că trupul lui fizic nu va vedea putrezirea. Ei nu vedeau în această promisiune, o promisiune profetică făcută nu lui David, ci fiului lui David, Domnul nostru Iisus Hristos. Ce trebuie să înțelegem noi și ce trebuia să înțeleagă ei prin acest verset? Biblia ne dă interpretarea clară în Noul Testament prin două texte care n-au cum să fie combătute. În primul text este Fapte, capitolul 2, de la versetul 22, de la versetul 36, unde apostolul Petru aduce în discuție acest text în predica lui. După evenimentele care se petrec acolo, care toți le știm, Petru se ridică și are această cuvântare. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut, prin El în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți, pe omul acesta dat pe mâna voastră după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dumnezeu însă l-a înviat, deslegându-l de durerile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, adică despre Hristos: îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba. Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute cărările vieții. Mă vei umple de bucurie cu prezența ta. Bărbați, fraților, cât despre patriarhul David, dați-mi voie să vă spun deschis că el a murit și a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. Așadar, el era profet și știa că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmașii lui. Știind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Hristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în locuința morților și că trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori acestui fapt. Așadar, fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat ceea ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși zice: Domnul i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi face din dușmanii tăi așternutul al picioarelor tale. Psalmul 110 este citat aici. Să știe bine deci toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Apostolul Petru ne dă în mod clar și fără echivoc care este interpretarea corectă despre profeția care o aduce David. Și dacă aceasta nu era suficient de clar pentru noi, în Fapte 13, de la versetul 32 și 36, într-o altă cuvântare, avem din nou confirmată această interpretare. Așadar, noi vă aducem această veste bună ca promisiune făcută strămoșilor noștri. Dumnezeu a împlinit pentru noi, copiii lor,
înviindu-L pe Iisus, așa cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut, că L-a înviat dintre cei morți, așa că nu urmează să se mai întoarcă în putrezire. A spus-o când a zis, voi da promisiunile sfinte și demne de încredere făcute lui David. De aceea mai zice și în alt psalm, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Însă David, după ce a slujit scopului lui Dumnezeu în generația sa, a dormit, a fost adăugat la strămoșii săi și a văzut putrezirea. Dar cel pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să vă fie deci cunoscut, fraților, că prin El vi se vestește iertarea păcatelor. Și de toate păcatele de care nu ați putut fi îndreptățiți prin legea lui Moise, este îndreptățit oricine crede în El. Asta este vestea bună a învierii Domnului Iisus Hristos pentru toți cei ce se încred în El. Vestea bună care este pretutindeni în cuvântul lui Dumnezeu. Din Geneza, în grădina Edenului și până în ultimele cuvinte din Sfintele Scripturi. Hristos, ne spune El și ne atestă Scriptura, Hristos este împlinirea desăvârșită a Scripturilor. Hristos este cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Iar tot ceea ce s-a profețit despre Mântuitorul, tot ceea ce s-a profețit despre Mesia, tot ceea ce s-a profețit despre Cel care poate îndreptăți pe cei care se încred în El, totul s-a împlinit. Nimic nu s-a lăsat neîmplinit. Și nimic din ceea ce urmează să se împlinească până la sfârșitul istoriei nu se va lăsa neîmplinit de Dumnezeu. Acest lucru este evident pentru noi când privim în această seară doar la aceste trei evenimente. La întruparea, la moartea și la învierea Domnului Iisus Hristos. Fie ca adevărul Scripturii să fie prezent, viu și lucrător în inimile voastre și fie ca viața și moartea Domnului Iisus Hristos să fie spre răscumpărarea voastră. Amin. Amin.